Muzica folk a fost de-a lungul timpului un mod partizan de a spune anumite lucruri. În trecut, bineînțeles. Acum, ce a mai rămas din acea atitudine și cât mai contează astăzi acest gen muzical? Vom afla de la următorii noștri invitați, și anume, trupa Arhaic. În această seară, chiar mă bucur foarte tare că am reușit să-i prind pe cei de la trupa Arhaic. Și după cum vedeți, sunt alături de mine. Din câte am înțeles, nu sunt toți în momentul de față, sunt doar trei. Unul dintre cei care fac parte din grupul Arhaic n-a putut să fie în această seară cu noi, dar promitem că îl recuperăm cu proxima ocazie. Așa cum voi toți știți despre ce este vorba în emisiunea asta, și în această seară încercăm să aducem în fața voastră oameni care fac lucruri frumoase, suflete frumoase, și am să le spun bună seara și bine ați venit. Bună seara, bine v-am găsit. La fel. Am o întrebare pe care vă adresez tuturor. Cine sunteți, de unde veniți și ce faceți? Venim de la Alexandria Tellerman. Suntem o trupă de muzică folk care are 7 ani. Am îmbătrânit deja. Suntem în prima clasă, 7 ani. Suntem... Spectatorii ne spun haiducii folcului românesc, cu toate că nu cântăm numai muzică haiducească, dar noi preferăm să spunem că suntem cântecul durut. Datorită poemului și albumului pe care poetul Vasile Muste l-a încredințat și noi, al doilea album l-a și imprimat cu titlul poemului. Robert este cel mai tânăr din grup. Da. Cum e să fii, Robert, într-o trupă de folk și să fii numit haiduc? Ce pot să spun, este interesant. Acum un an nu m-aș fi gândit că o să fiu într-o trupă de folk, mai ales. Uh-huh. Eu venind, până acum un an, eu nici măcar nu prea aveam tangențe cu folk-ul. Erai cu rock-ul. Da, da. Și... Înainte de a cânta, eu știu că tu cânti la vioară, da. Arhaic. Înainte de a cânta la vioară cu Arhaic, trupa Arhaic, la ce cântai? Tot la vioară? Tot la vioară. Și cum se îngemăna rock-ul cu vioară? Am avut acum 2 ani, poate, un fel de proiect cu niște prieteni, dar nu a mers prea bine și am renunțat la el. Am înțeles. Și acum ești cu Nicu Doboș, ești cu Grig și cu Alex, din câte am înțeles, că așa îl cheamă pe celălalt coleg al vostru. Percuționistul, Alex. Da, percuționistul. Și câte concerte ați avut până acum, domnul Nicu Doboș? În 7 ani sau? Uh-huh. Mai, nu pot să vă zic. Multe, dar... Multe, dar mai e loc. Păi asta e foarte bine. În general, noi suntem foarte mulțumiți de concertele din zona Ardealului, pentru că încă se mai ascultă folk, în zona de sud mai puțin. Dar încercăm, că de fapt datoria noastră e să aducem și să păstrăm folkul, să încercăm să aducem la sală, la concertele de poezie cântată, cum îmi place să spun, pentru că ăsta este folkul. Poezia cântată, să aducem iubitori de frumos, iubitori de artă, că în definitiv aici e vorba și de muzică și de poezie. Așa este. Bine că pași mici începem, încercăm și eu zic că și reușim cât de cât să mai aducem spectatori la sală. De asta este foarte important pentru că într-o perioadă în care știm toți ce înseamnă secolul ăsta al vitezei sau cum l-am putea denumi, încă se mai ascultă muzică de genul ăsta, încă se mai, dacă pot să spun așa, se mai cere pe piață să se cânte astfel de muzică. Nu peste tot, într-adevăr, dar important este că se încearcă. Grig, tu cânti la chitară. Da. De câți ani cânti la chitară? Mă rog, de mult timp n-am sunt autodidact, n-am... Asta e foarte bine. Am avut profesori. Și din trupă avea din asta, de vara asta. În fine, la început am crezut că întrebarea pare filozofică. De cine suntem, încotro ne îndreptăm. De asta răspunsul a fost mai... E o întrebare pe care de fiecare dată când o adresez, rămân surprins de răspunsul pe care și partenerii mei de discuție mi le dau. Și e o întrebare la care eu țin foarte tare, pentru că în felul ăsta poți să descoperi mai multe valențe ale unui om. Exact. Și atunci, de asta și întrebarea. Cum e să cânti muzică folk? Păi, mie asta mi-a plăcut de când eram copil. Încă era Cenaclu Flacăra, încă nu se desființase. Probabil că am rămas marcat și de asta. Mie nu prea mi-au plăcut chestiile astea
mai supărate în rock-uri și alte prostii? Sau nu mai vorbesc de house? Mm. Aia e altă generație, ca să spunem așa. Când ai cântat prima oară tu, nu cu trupa Arhaic, dar când ai cântat tu prima oară pe o scenă? Păi cu trupa Arhaic, n-am. Cu trupa Arhaic, deci mai n-ai până la nu, nu, a fost și, din păcate, încă sunt un amator în domeniul muzical. Sper să mă perfecționez. Eu sper că o să fie din ce în ce mai bine. Domnul Doboș, când v-ați dat seama că ceea ce faceți acum vă face să fiți ceea ce sunteți? Nu știu dacă m-am gândit la aspectul ăsta, că facem ceva ca să fim cineva sau... Dar vreau înainte de a răspunde la întrebare să completez un răspuns. Colegul nostru, Robert Răchită, vine din spre muzica clasică, deci Robert a făcut vioară clasic și pentru un instrumentist care vine din muzica clasică, muzica clasică înspre folk este managerească. Deci, așa este. Sigur că el nu vine dintr-un ansamblu folkloric sau nu. Și acum să vă răspund la întrebare. Deci ideea de proiectul acesta de folk, proiectul acesta de grup, de arhaic, de trupă, niciodată nu l-am gândit cu ideea că trebuie să ajungem undeva. Noi am zis, am fost în primul an, avem 7 ani, am zis, în primul an am fost la festival de folk prin țară și, bine, eu eram atât de bătrân de ale festivalelor că mă săturase. Da. Eu vin din Maramureș, am venit din Maramureș în Telorman și cu grupul care l-am avut de acolo, am mai trecut prin festivale și știam că cu festivalurile de muzică folk mare lucru nu faci, că mă sfârșit, unele sunt aranjate sau mai puțin, nu intră mai amănunte de genul ăsta. Și în primul an am bătut drumurile țării la festivale de muzică folk, dar spunându-le colegilor mei, de exemplu aici mergem la festivalul ăsta și nu câștigăm nimic. Pentru că știam cine e în juriu și, ce se întâmplă. Și nu câștigam, dar spectatorii, deci primirea pe care ne-au făcut-o spectatorul, pentru că eu am zis tot timpul, eu sunt foarte mulțumit că n-am luat nimic aici, dar sunt și mai mulțumit că sala a fost în picioare, că spectatorii ne-au primit cu aplauze, deci nu mai era important. Pentru mine spectatorul este mai important decât cel mai important juriu. Așa este. Prin urmare, trebuie să vă ridicați și în seara asta. Deci mare drag, de să-mi povestim despre ce se va întâmpla în seara asta. Nu. Deci, n-am mers niciodată pe ideea că trebuie să ne gândim că facem ceva pentru a ajunge unde nu. Am zis, domne, hai să încercăm un album, am încercat al doilea, al treilea. Noi suntem, deja albumul nou l-am imprimat. Deci se muncește, muncim uneori chiar în imposibilitatea unui om normal, sănătos, care vine de la serviciu și se duce la sala de repetiții sau chiar la imprimă. Deci, dorința noastră a trupei, a colegilor mei, a mea personală, este să mulțumim spectatorul. Așa este, până la urmă. Indiferent că vorbim de muzică, folk, muzică clasică. Indiferent de ce muzică. Nu contează. Important e spectatorul și ceea ce primești de la spectatorul în momentul în care ești pe scenă și faci anumite lucruri care vin din interiorul tău. Exact. Și asta este foarte important. Muzica folk, din câte am citit și eu așa și din când m-am documentat, muzica folk a fost pentru dumneavoastră mai mult decât un instrument de dialog cu spectatorul. A însemnat poate și un pic mai mult decât un hobby. Este mai mult exact ca viață. Domnul Ștefan, toată muzica trebuie să aibă mesajul ei. Deci așa dacă este. Nu transmiți, deci dacă, indiferent ce gen muzical se cântă în scena respectivă, dacă nu transmiți nimic, e ca și cum nu se întâmplă nimic acolo artistic. Sigur că noi încercăm prin cântecele pe care le avem, prin cântecele, pentru că am preferat să nu prea cântăm compozițiile altor colegi, că nu mi se pare corect. Nu mi se pare corect, adică dacă eu nu pot să cânt la nivelul lui Mircea Baniciu, n-are rost să cânt un cântec de la Mircea Baniciu, că înseamnă că pur și simplu batjocoresc cântecul respectiv. Deci nu pot ajunge la valoarea, să fim, fiecare are valoarea. Și atunci sigur că noi cântăm creațiile proprii. Dar în momentul în care spectatorul simte mesajul, sigur că atunci spectatorul va fi mulțumit, va ieși din sala de concert mulțumit. Dacă nu, înseamnă că n-am reacționat. Înseamnă că n-ați făcut nimic. E o chestie reciprocă. Nici Baniciu nu cântă de la arhaic. Da. În niciun caz. Da. Grighe cel cu glumele în seara asta. Vorbim un pic de ultimul album pe care l-ați lansat.
Mie mi-a plăcut foarte tare și aș vrea să discutăm puțin despre povestea acestui album. Ultimul album, adică cel mai recent album, cel mai recent, este Bolnav de drum, versuri Mihai Traista, un poet din Maramureș, un poet drag mie și nouă. Da, deci, Mihai este primul și în primul rând un om deosebit, și apoi poet și scriitor și dramaturg și jurnalist, dar ultimul album are 7 cântece triste, foarte triste, pentru că Mihai Traista mi-a încredințat poezie tristă, deci eu nu puteam să fac ceva vesel din când mesajul poetic este destul de trist. Povestea lui a început acum un an, povestea proiectului. Proiectul, da. A început încet, cu pași mici, pentru că nu este chiar simplu să nici să-l produci, dar nici să-l aduci la nivelul de cântec. Sigur că am imprimat destul de rapid albumul ăsta, destul ca și timp de imprimare. Poate că un pic era mai ceva definițat la albumul ăsta din punct de vedere tehnic. Când o să reedităm, o să-l facem altfel. O să fie și mai bun. Și mai bun. Dar povestea pleacă de la ideea că Mihai Traista scrie poezie frumoasă, scrie, da, este o poezie, scrie o poezie care transmite și atunci sigur că... Și are și muzicalitate. Are muzicalitate, pentru că sunt foarte mulți poeți care transmit, dar nu au muzicalitate. Deci pentru noi ca și oameni de muzică e cam greu să folosești niște versuri care nu au ceva, chiar dacă sunt de valoare versuri. Da. Până la urmă e vorba și de, și aici mi se întâmplă și mie, a spun astfel la asemenea aspect, trebuie să există o rezonanță în interiorul tău în momentul în care citești o poezie, un text, și atunci dacă simți și tu că ceea ce citești te mișcă, atunci, și simți. Exact, da. Atunci și calitatea produsului final este cu totul altul. Sigur că, eu repet din nou, versurile lui Mihai Traista, muzica noastră, de fapt, este poezia cântată, exact. Ce spuneam. Deci dacă nu se poate cânta poezia respectivă, nu poți să transmiți. Așa este. Toate compozițiile de pe acest album sunt integrale ale dumneavoastră. Da. Nu e niciuna, să zicem, din altă parte. Nu colaborăm cu alt compozitor. Asta chiar vreau să spuneți, pentru că... S-a rugat Baniciu, dar am spus. Da. Îmi pare rău, că nu mai să-mi dă fiecare treabă. Alifantis. Da, s-a rugat, dar mai puțin Alifantis. Nu știu. Trebuie să mai și glumim. Nu e necesar. N-a vrut domnul Domnul. Deocamdată, dacă se poate, dacă există material. Exact, de ce nu? Care a fost cel mai drag sufletului? Cel mai drag concert pe care l-ați avut, cel mai apropiat de suflet? Fără să exagerez, am să vă spun, cel mai drag concert pe care l-am avut a fost un concert în care în sală au fost 20 de spectatori. Să vă spun de ce. Pentru că au fost și spectatorii, acum, Grig nu știe, dar Alex nu-i prezent, și dar Robert știe. Eu am avut un concert, am fost invitat într-un concert în fața Palatului Huniazilor de la Hunedoara, unde jandarmii spuneau că, nu știu, spunea 6-7.000 de persoane erau adunați acolo. Înainte să dea cu spray. Deci, bine, înainte de sau după. Da, nu. Și a fost, da, într-adevăr, un concert monumental. Am fost singurii care am cântat acolo. Dar vă spun de ce... De ce era la 20? După ce s-a terminat concertul, deci în sala aia nu se auzea nimic decât muzică. Erau 20 de oameni care parcă nu se mișcau. Și am terminat foarte întâi de concert și noi vreau ca să vedem ce se întâmplă. Lumea nu aplauda. Și au murit toți sau ce se întâmplă? Ceva nu era regulă. De atunci au realizat oamenii că de fapt noi cântasem o oră și 10 minute, s-au ridicat în picioare și au aplaudat. Dar explicându-le că noi ne întoarcem după o pauză de 10 minute, am zis, doamne, nu se poate. Deci o oră și ceva să n-auzi în sala aia nimic, lumea să nu realizeze că ai terminat. S-a terminat. Deci cât de mișcați au fost, mesajul i-a prins în asemenea măsură, că pur și simplu nu realizau că dacă am înțeles. Și nici nu băuseră prea mult, dar mă rog. Grig, pentru tine care a fost cel mai drag sufletului de când ieși cu trupa ca ei? De-abia m-am apucat. Nu știu ce să zic.
Unde ai fost tu și ai simțit tu că momentul ăla pe care l-ați avut pe scenă împreună, pentru tine a fost cel mai bun, cel mai aproape de tine, așa? Nu, aș putea să precizez, toate îmi plac. Da. Eu m-am apucat din pasiune, nu eu. Era minus 14 grade afară. Și la Gheorghene a fost frumos, da. Deci eu nu fac asta decât din pasiune, nu câștig absolut nimic de aici. Dar pasiunea material, asta e pasiune frumoasă. Da. Și până asta la urmă te reprezintă. Sigur. Da. Trebuie să mai fie și oameni care să facă lucrurile din pasiune și așa nu este, din așa este. Cine știe ce interes. Da. Robert, vreau să te întreb din punctul tău de vedere, apropo de ce spunea și maestrul Doboș, tu vii din muzica clasică. Da. Ai cântat muzică clasică la vioară? Da, când, pe vremea când am făcut studiile mele în vioară, acum aproximativ 10 ani, cam așa, am făcut studiile pe muzică clasică și am încheiat prin a face parte dintr-un fel de quartet de muzică clasică. Și ulterior te-ai pregătit către rock și apoi ai venit către muzica folk. Da. Cum ți se pare ție trecerea asta de la o etapă la alta, muzical vorbind? Ți-a fost greu? Ți-a fost ușor? În unele momente, da, mai ales de când sunt în această trupă, sunt unele concepte pe care, în muzica folk, mai ales pe care poate nici acum nu le înțeleg cum ar trebui. Mi se par unele prea simple, altele care nu și-au rostul. Asta e frumusețea muzicii folk și... Da, până la urmă, arhaic. Da, arhaic. Exact, de aici și arhaică. Poate și numele. Chiar, apropo, cine a venit cu ideea numelui arhaic? Eram stabilit la Alexandria, uitasem de muzica folk pentru că la Alexandria este cam greu să găsești instrumentiști. Probabil că peste tot e mai greu. Mai greu sau mai ușor. Sau mai ușor. Dar depinde la ce cauți și cum cauți. E chiar greu. Arhaica a cântat 6 ani fără vioară, că n-am găsit un violonist. Am înțeles. Și acum sigur că mai cântăm anul ăsta, că anul viitor plăcăsuie. Am rămăsese fără chitară și atunci m-am oferit eu. Da, am rămas fără chitară, este pentru că s-a stabilit la București, pentru că în general tinerii se stabilesc la duc București. Se duc către, da, așa este. Și la un moment dat, soția mea zice, dar tu nu mai cânti muzică folk deloc? Nu. Păi de ce? Păi de-a cu ce să cânt? Singur. Eu sunt de principiu, eu am cântat foarte mult și singur, dar sunt de principiu că altfel sună grupul decât... Da, așa este. Și am încercat, încet, cu pași mici, am fost la centru cultural, am discutat cu directorul de acolo. Da, zice, eu sunt de acord, faceți un grup, nicio problemă. Cu profesorii nu aveau timp. Da, în păcate aveau o oră și ceva. Încet am descoperit un chitarist care acum e în București și nu mai are... N-a nicio posibilitate să mai cânte. Și cu el am început cu pași mici, dar stăteam acasă și mă gândeam, doamne, fac grupul ăsta, trupa asta, dar cum să-i spun acum? Că la Maramureș era simplu, i-am spus prefixul Maramureș. Dar aici ce să fac și cum să fac? Și tocmai aveam tot felul de idei de alea călugării, așa, cu mantii lungi, cu băr, cu... cred că am fost influențat de ZZ Top, apropo de... Da, da, da. Da. Și la un moment dat zice nevastă mea, dar așa, simplu, că... Fără să... Deveni de undeva. Așa, îi venise. Zice, după ce ne spui arhaic? Arhaic? Chiar sună interesant. Vreau să spun că ținuta cu care am debutat în folk a fost o pinci. Deci, da, noi am debutat într-o ținută de aia mai... Nu neapărat fix populară. Dar aproximativ spre. Ei, vreau să spun că datorită acestei ținute a fost jurii care au zis, dar voi cântați folclor, dar voi cântați etno, dar voi... Și am zis, domnule, stop! Dacă luăm numai poeții pe care îi cântăm, Lucian Blaga, da? Eu nu rețin ca Lucian Blaga să fi scris versuri pentru muzică populară. Niciun caz. Nici într-un caz. Mai mult, Lucian Blaga este unul din mari poeți. Nici n-am auzit de Lucian Blaga. Domnule, dacă nu știți cine e Lucian Blaga, vă spun. Eu n-auzisem. Nu. Și mai glumă, mai în serios, am rămas arhaic. Am sunat. Bine că am avut o problemă cu grupul arhaic. N-am sesizat și cineva foarte ochi atent a zis, vezi că terminația și cu începutul arhaic de altceva. Da, da, da. Și am făcut trupa arhaic. Bun. Și așa am rămas. Așa ați ajuns la arhaic. Nu mai folosim ținuta întreagă de opin și
Unde se cade, unde se cade, o mai folosiți. Folosim, în schimb, nu avem concerte fără costumația. Cămașa țărănească. Așa este. Sau chiar cu chimier sau fără chimier. Haideți să vorbim de momentul din această seară. Și eu vreau să vă mulțumesc încă o dată pentru că ați acceptat să stăm puțin de vorbă înainte de concert. Un concert, un recital, de fapt. Un recital. Nu este un concert astăzi. Noi vorbim în momentul de față și de lansarea de carte, apropo de copii și de tineri, unde sunt 51 de copii cu rezultat excepțional, din toate punctele de vedere. Și artă, și teatru, și orice altceva. Toate domeniile posibile care se întâmplă. Cum vi se pare ideea asta de a cânta, sau dacă ați mai cântat în fața unor copii? Aveam în vechea, deci a fost 2-3 ani, a fost la festivale prin țară, mergeam și noi aveam, eu atunci aveam așa o propunere pentru organizator. Domnule, haideți înainte de concert, dacă soseam cu o zi mai repede, domnule, dimineață am putea concerta la o casă de copii sau școală, gimnazială sau. Și în general am concertat aproape la toate deplasările vreo 3 ani în casa de copiilor. Instituții, da. Deci indiferent că erau copii de la centre. Da. Centre instituționale sau la școli. Da. Deci am cântat, dar și acum vreau să fac o paranteză și nu vreau să vă supărați, domnul Ștefan. Dacă cartea nu era nu era scrisă de copii, poate nu veneam. Sunt convins. Am venit pentru copii, să sunt convins. De asta v-am și întrebat. Adică veneam, probabil, nu știu, dar de două ori am venit, că e vorba totuși de copii care apar în cartea aceasta. Care sunt convins și de asta v-am și întrebat apropo de copii, pentru că spectatorul, adultul, e una. Da. Înțelege, simte, trăiește momentul de muzică folk, într-un fel, așa cum spunea și Gri mai devreme, apropo de perioada în care noi ascultam Cenacul, Flacăra și efectiv dormeam cu plăcile, cu discurile sub cap. Generația asta de copii, despre care noi o discutăm astăzi, este cu totul altfel. Percepe altfel lucrurile. Și de aici poate și provocarea unor pentru o trupă ca Arhaii care cântă muzică folk. Cel puțin asta cred eu. Înainte de final, vreau să vă rog fiecare în parte, atât cât puteți și cum simțiți fiecare, să transmiteți un mesaj și un răspuns la o singură întrebare și am să vă rog să vă uitați în cameră. Întrebarea este foarte simplă. De ce trebuie să nu ne uităm tradițiile, că tot suntem în perioada de iarnă? Și de ce noi, ca și nație, suntem oameni cu har? Ca să ne uităm tradițiile înseamnă că am fi o nație inexistentă. Noi suntem un popor datorită tradițiilor, în primul rând. Și a tradițiilor. Și nu avem cum să ne le uităm. Adică în momentul în care le-am uitat, înseamnă că ne-am pierdut entitatea care am avut-o. Ne-am rătăcit așa, pentru că sunt popoare care n-au tradiții, n-au nimic și rezistă valurilor din patru zări care vin și le mai explică asta e tradiția voastră sau n-ați avut sau vă dăm noi din tradițiile noastre. Nu pot să concep românul, poporul român fără tradițiile care le avem și încercăm să le conservăm, toate că unele dintre ele s-au pierdut. Domnul Robert. Păi, părerea mea despre tradiții este una poate cu care unii nu sunt de acord, și anume că nu ar trebui să ne lăsăm conduși doar de tradiții și să le păstrăm ca pe un act cultural de care să ne aducem aminte cum trăiau cei înainte, să le mai practicăm pe cele frumoase, cele inofensive, dar sunt și unele tradiții care, cel puțin din punctul meu de vedere, dăunează societății moderne. Gric. Tăiatul porcului. În fine, un om se definește prin multe. Printre astea ar fi și tradițiile, un fel de rădăcini. Iar faptul că avem talent, cred că trebuie să ne mai dea Dumnezeu și ceva în plus ca să rezistăm, eu știu, în zona asta noastră. Românii au fost încercați în greu de tot în istorie. În fine, am auzit de un popor care își pierduse chiar limba, să știți, cehii. Da. Și au reinventat-o. De ce ați auzit? Vă dați seama ce lucru îngrozitor. Cam asta ar fi și cu tradițiile.
eu noastre. N-am mai fi. Am înțeles. Ceea ce sunt. Eu sunt onorat pentru această seară și pentru aceste câteva minute în care am stat împreună și am discutat și ne-am cunoscut sau v-au cunoscut și alți oameni prin intermediul emisiunii pe care eu o realizez cu LART. Vă urez în continuare să aveți cât mai multe concerte, să vină cât mai puțină lume la sală, dar să fie acolo cu sufletul și cu mintea și cu corpul, cu totul, să fie lângă voi și să trăiască și să simtă muzica asta pe care voi o faceți atât de bine și atât de frumos. Multă sănătate, să aveți niște sărbători așa cum vi le-ați dorit fiecare în parte și să ne auzim cu bine. Mulțumim frumos, mulțumim faptului că ne-ați primit în casa dumneavoastră, stimați telespectatori. Eu pot să vă spun doar atât, sărbători faine. Dragi prieteni, e momentul să vă spunem și noi sărbători fericite, să vă spunem o seară frumoasă și nu uitați, haideți să fim optimiști, să fiți frumoși, să fiți cuminți și să auzim mai bine. Sunt singur și mi-e frig, zadarnic în ce să te strig.